Polițiștii de frontieră din Severin au descoperit și confiscat în urma unor percheziții domiciliare cantitatea de 3.080 pachete cu țigarete, precum și două autovehicule folosite la activitatea infracțională. Un cetățean român este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar în continuare se desfășoară cercetări sub directa supraveghere a procurorului de caz. Perchezițiile domiciliare s-au desfășurat la două locații de pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin, în prezența proprietarului, un cetățean român în vârstă de 44 de ani. Polițiștii ar fi avut date că două locații ar fi fost folosite pentru depozitarea unor cantități de țigarete provenite din contrabandă. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate în vederea confiscării 3.080 de pachete de țigări în valoare totală de 36.960 de lei fără marcaje fiscale și două autovehicule folosite la activitatea infracțională. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta, Turnu Severin și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, sub directa coordonare a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnu Severin, au efectuat două percheziții domiciliare și două percheziții auto în baza mandatelor emise de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Drobeta, Turnu Severin. Perchezițiile domiciliare s-au desfășurat la două locații de pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin, în prezența proprietarului, un cetățean român în vârstă de 44 de ani. Colegii noștri aveau date despre cele două locații, în sensul că erau folosite pentru depozitarea unor cantități de țigarete provenite din contrabandă. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate în vederea confiscării 3.080 de pachete cu țigări, în valoare totală de 39.960 de lei, fără marcaje fiscale. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări față de cetățeanul român, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz. Cetățeanul român este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.